Probabil v-am mai spus lucrul acesta. Mă gândeam, sigur nu de suficiente ori, dar mă gândeam la ceea ce spune Apostolul Pavel: când eram copil, gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, dar când am devenit om mare, am abandonat, am lepădat ce este copilăresc. E clar că aceasta este normalitatea în umblarea cu Domnul, în viața de credință. Însă eu mă întreb dacă ar putea fi o normalitate și în relația de familie. Adică am putea spune că și familia are un început mai copilăresc, poate mai timid, chiar dacă atunci credem că le știm pe toate și începem în forță și apoi putem vorbi despre o maturizare în relația de familie. Vom afla poate răspunsul la întrebarea aceasta împreună cu familia Isai. Isai Sabăvan. Sabăvan, așa, deci prima, da, ca să vezi. Este atât de pregnant numele ăsta de Isai, da, da, de toată lumea așa spune. Da, știi că mi-am notat să zic Sabău, dar dacă iată nu mi-a luat chestiile cu mine, deci, da, deci da, face parte din emisiunea deci noastră. Adică, o mamă care a cunoscut Biblia, a ținut să fie numele ăsta. Bun, așa, da. L-am simțit de-a lungul vieții Isai. Cine e Isai? Era primul... Da. Primul deci chiar te-am marcat chestia asta? Adică nu m-am rușinat niciodată de nume, dar a fost o ocazie, o oportunitate să vorbești despre cineva care a citit Biblia, care așa, care e mama mea, care a iubit numele ăsta. Super! Deci, bun venit în emisiunea noastră, mă bucur că v-ați făcut timp, că nu e chiar așa de ușor să-ți faci timp. Mai ales la noi, da. Da, mai ales la voi, da, înțeles, tineri, neliniștiți, cu atâtea proiecte pe cap. E adevărată chestia asta care am zis că s-ar putea să o spun eu, că se schimbă etapele în viața de familie. Da, e adevărată. Adică noi bărbații ne maturizăm sau devenim mai copii? Cred că și bărbații și femeile trec prin etapa aceasta de maturizare. Probabil o simțim în alte moduri, dar de fapt trăim asta fără să ne dăm seama. Trecem de la o etapă de tinerețe, de exuberanță, trecem și începem să ne domolim parcă și să gândim mai profund lucrurile. Probabil și problemele care apar în viața noastră ne determină să stăm și să cumpănim. Dar... Adică, scuză-mă, ar putea fi și o chestie, mă gândesc, când tu spui, eu încerc să le așez în mintea mea și să văd, te gândești cumva la o chestie de genul că poate la începutul vieții de familie, ca și la începutul vieții de credință sau, nu știu, un business, când aud ceva la alții să spun mie nu mi se va întâmpla niciodată, nu? Și apoi să-mi dau seama că mi se poate întâmpla și mie. Da, este foarte probabil să fie și această problemă. Când ești tânăr și avem temperamente diferite, fiecare vrea să se impună prin temperament, prin felul lui de a fi, vrea să se impună. Noi creștini. Și noi creștini. Suntem oameni și în noi există și firea aceea pământească care se face simțită de atâtea ori. Bine că gândim și încercăm să ne punem viața în regulă după cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să hrănim ființa noastră spirituală și să creștem. Și asta se întâmplă. Creștem, și în ciuda acestor creștem, dar suntem oameni și facem tot felul de greșeli. Facem în cursul vieții greșeli. Nu, pe care nu voi femeile, noi, bărbații mei. Eu vorbesc în această frază și despre femei și despre bărbați. Și noi greșim și noi încercăm să ne impunem într-un fel în care probabil nu-i plăcut, dar... Bine, având în vedere că voi cam de regulă aveți dreptate, e normal să încercați să vă impuneți. Avem, dar avem și moduri în care putem să îl facem pe cel de lângă noi să vadă dreptatea noastră. Moduri mai blânde sau mai... inteligente, nu neapărat ceartă sau pistelogeală sau... Putem explica, dar nu mai vreau să spun asta, ca o trăsătură generală, așa, din tinerețe până în bătrânețe. Vedeți, mi-e greu să comunicăm sau nu știm bine să comunicăm și societatea nu ne ajută.
Știți de ce zic asta? Uitați-vă când scriem mesaje pe telefon. Cum am învățat să prescurtăm comunicarea? Vorbim mâine, VB mâine. Prescurtăm totul, vorbim codificat. Și nu știi ce înțelege celălalt din ce ai transmis. Ne avem răbdare să vorbim unii cu alții. Și în tinerețe, și până la bătrânețe. Și asta ne face să pierdem din esență sau din puterea cuvântului care transmite ceva. Cuvântul spus și cu tonalitatea potrivită, în contextul potrivit, transmite din sufletul omului. Eu cred că ar putea scrie o carte numai pe fraza din Biblie, vorbiți între voi. Da, o dezvedeți. Da, scris de povestit. Ce vreau să spun eu, după ce ne-am căsătorit, nu la puțin timp... Asta a fost în urmă cu câți ani? 82. Acum mă pune pe mine să calculez. 38 de ani. După ce ne-am căsătorit, ne-am ocupat în biserică de tineretul bisericii. În Baia Mare eram 80 de tineri, aveam în biserică. Și îmi amintesc că am consiliat, sau dacă se poate numi, că atunci consiliere nu gândeam așa, dar sfătuiam de mulți tineri și am început să sfătuiesc din viața noastră, cum noi ne-am adaptat în celălalt. Adică a fost vorba de adaptare, nu să notez chestia asta. Păi, exact despre asta vreau să zic. Deci, în ce constă adaptarea? Și le spuneam exemplu cu făcutul patului. Deci știau care e exemplu cu făcutul patul. Primul lucru pe vremea voastră se făcea patul, nu? Se face patul. Dar nu ți se pare o risipă de timp? Sau... Adică nu faci ca să-l desfaci. Era un exemplu pe care îl dădeam. Ce înseamnă să vină din două familii diferite, cu două feluri de viață, cu două feluri de, eu știu... Cu două feluri de pat. Comportament, așa, cu două feluri de a face patul. Să vină dintr-o dată doi și să aibă casa lor, patul lor. Și le dădeam acest exemplu, cum s-a întâmplat la noi. Dacă am chiar ești curios cum făceați patul. Dar... În casa ei, tata făcea patul. A fost militar în marina militară, miluțios. Să sară banul de pe cealaltă. Ce așteaptă perfect în tine, state. Ne-am căsătorit noi. Stai, faci patul. Adică pune fermele, faci așteaptă și tot. Tu te-ai gândit să bani, să știi cum e să faci. Puneau cu nasturi în sus, pe urmă. Nu căuta dacă sunt jos sau așa. Dar nu-i bine. Ce nu-i bine? Păi nu vezi că pe mai stă invers, altfel trebuie să stea. Dar ce, nu putem dormi pe aia? Asta nu m-am gândit în viața mea, trebuie să stea perna. Dar te întreabă lumea de la ce pot apărea conflicturi în familie. O variantă ar fi scurtă, noi de la orice putem, adică noi chiar putem de la orice, adică suntem capabili. Și dădeam eu alte exemple de chestia cu patul. N-am observat-o de la început, am observat și noi mai târziu și am observat-o cum s-a schimbat lucrul. Părinții mei nu erau atât de atenți cu lucrurile astea, nu știu cine făcea patul la noi acasă. Dar la ei, pentru că noi stăm în aceeași curte cu socrii mei, știu și acum cine face patul. Și la 84 de ani, 5 de ani, tot el face patul. Bă, dar scuze-mă, că acum noi... Da. Deci taică-t-o făcea patul pentru că îi plăcea să facă patul sau... Dar nu trebuie să răspund la altă. Sau nu era mulțumit că maică-ta nu știe să-l aliniez exact. Nu. Pur și simplu era lucrul pe care îl făcea el. Nu intră în istorie. Dacă îl făcea, mama nu avea obiecții. Și am realizat că după un pic de vreme, e mulțumită că îmi făceam patru. Și a început să-l facă ea. Și atât că noua familie, din care ea plecase și venise în noua familie, nu mai făcea patul bărbatul, făcea patul femeia și trebuie să fie bine. Și acum, dacă nu stau bine pe pernă și o șifonez prea tare, vrești, mi-e îndreaptă, nu o să stea bine. Dar să știi cu asta. Și le explicam la prietenii mei, uite așa se face, că orice nouă familie, orice nou început, are conflictele lui. De astea mărunte pot să fie, de astea mărunte, că astea e un conflict mărunte, nu era ceartă. Dacă îl faci toată ziua, dar până nu ne-am certat niciodată pe asta, dar
până se așează lucrurile. Da, te scrie un pic până, la ochi. Până se a... Asta mă scrie de la ochi, pentru că cred că este o problemă de fel, de a fi. Deci și tatăl meu este un om ordonat, probabil, ca sigur seamăn cu el și asta te făcea. Ideea, acum, Patrick, gata, am terminat povestea lui. E bine, că dar avem patru. Era un exemplu pe care îl puteam da să înțeleagă cum trebuie să se formeze o nouă familie. Și începe cu conflicte de felul acesta. Fiecare avem felul nostru de a fi, sub toate aspectele vieții, și dintr-o dată venim împreună. Există o perioadă, eu îi spuneam, un război de 4-5 ani de zile în care cele două tabere care se întâlnesc până la urmă fac pace și se așează în noul lor fel de mai fel. Învață, mai lasă, mai negociază, se schimbă principii, concepte așa, și se face conceptul de funcționare noi în familie. Unii se speriau, dar foarte mult mi-au dat dreptate pe urmă, au trecut ani de zile, le cunoaștem familiile și am avut dreptate. Și apropo de ceea ce trăim astăzi, oamenii foarte repede, acest război scurt, eu zic scurt, de 3-4 ani, îl încheie repede unii. Și se despart, da. Și se mută într-un alt război scurt de 3-4 ani. Nu, a doilea e mai scurt. Sau mai scurt, mai scurt și iară termină război mai scurt. Și trebuie să termină un război. Și asta le spuneam prietenilor mei și asta am învățat noi, trebuie să ai răbdare primii. 3-4-2, 3-4-5, depinde care cât de repede se acomodează, ca să te așezi pe urmă în ceva, cum întrebai la început, cum a fost? La început a fost mai dinamică viața mea, dar pe urmă lucrurile se așează, sunt naturale toate. Haideți să vă dau eu, dacă unii tineri ne ascultați, să vă dau eu o idee ca să nu vă îngrozească el cu 3-4 ani, următorul an în viață e cel mai important. Vă rog, rețineți chestia asta. Următorul an în viață sau puteam să le zic și următoarea lună. Deci dacă mai treceți luna asta, o să fie altfel. Da, și pe urmă este o etapă în viață când vin copiii și totul se focusează spre ei, spre viitorul lor. Îți aranjează ei patul. Așa și rezolvă ei lucrurile. Pe urmă vine vremea când zboară copiii și doar trăiești amintirile pe care le-ai avut cu ei, se golește casa, se golește casa, o vreme tot vrei să mai construiești, să ai loc și pentru el și pentru ceilalți. Și pe urmă constați că rămas loc. Noi acum, de exemplu, avem o cameră care are copiilor, care e camera nepoților. Locuiesc aproape de noi și mai vin odată noaptea, un vineri, un sâmbătă, dorm cu noi și le-am făcut camera lor. Dar multe case rămân goale. Da, sunteți printre privilegiați. Dacă copiii aproape mai bine poți, chiar sunteți printre privilegiați. Și trebuie să-ți organizezi viața în noile principii. Alt ritm. La noi că ritmul e alert până la vârsta pe care avem. Eu am 62 de ani. Mulți ani înainte, mulți ani înainte. Dar spune și mie, de ce? Deci, teoretic, hai să văd dacă gândesc bine, că teoria o știm toți. Teoretic, ați alergat mult, aveți niște realizări, copiii sunt la casa lor, nu? Cameră pentru nepoți aveți. Teoretic, de ce mai alergați? E greu de oprit uneori, da? Adică de micșorat ritmul. Eu, de exemplu, de vreo 3-4 ani de zile, cam așa, am început să micșorez ritmul. Adică dar nu e ușor cu frână. Am avut firmă deci în care m-am... Deci este firma privată. Am avut așa, la 100 de angajați, acum am 15 și cu aia timp prea mult. Mi era mai ușor când era 100 decât acum. Și nu poți dintr-o dată, nimic nu poți opri dintr-o dată. Și trebuie să te dai peste cap. Trebuie să te deconectezi mereu, până aici, gata, mie nu mai trebuie. Și ajungi la o vârstă, eu am ajuns la vârsta la care nu mai trebuie nimic. Bun, nu, mi-e foarte greu să cred o chestie. Hai să zicem așa, te oprești și ce faci? Că viața nu se oprește. Nu în sensul ăsta. Este o vârstă la 30-40 de ani, și asta spun și în biserică, este o vârstă la care oamenii privesc spre viitor, spre sus, spre a face ceva, a dezvolta ceva. Și este o vârstă de undeva pe la 50 de ani când te sapă, cum mai vrei. De acolo, cu ea nu mai tragi frâiele plugului de la 50 de ani, cu ea te trag ei în jos. Deci probabil că e foarte important să observăm chiar și în biserică. Cu cine se poate munci? Se poate munci cu cei care privesc spre viitor.
cu cei care încep să-și conserve viața și să se așeze, să se liniștească. Cu aia, de mai probabil primești sfaturi, experiențe și așa, dar nu e încrizie copii. Am văzut un zâmbet la nevasta și nu vreau să am presupuneri greșite. O lasă vorbească că deja când tu ai zis că, când așa am zis că ce ai face, ea o zâmbit, eu nu știu, din zâmbetul tău am înțeles că i-ai putea date lucruri să nu se plictisească sau... Cred că mi-a înțelege un pic greșit, ia, în sensul că nu aplic totul la el, ci aplic la noi. Ia să vedem. Asta e diferența. Știi la ce mă gândeam exact în momentul ăla? A fost perioada asta de pandemie și că ne-am izolat. Noi nu ne-am izolat, am lucrat tot timpul, deci nu am fost mai așezați, mai liniștiți. Ce mi-a plăcut foarte mult era că pot circula mai ușor în oraș. Că s-au liniștit alții, da. Tu ziceai aleluia că Domnul i-a liniștit pe alții. Da, dar noi aveam aceleași lucruri de făcut și aveam de umblat. Ba, preluasem și atribuțiunile părinților bătrâni, părinților mei bătrâni și facturi și cumpărături și toate. Deci eram puțin mai aglomerați. Și totuși, faptul că tot ne spuneau că suntem acasă, avem timp, îmi dădea și mie senzația că am și eu timp, dar nu știu de unde să mai am, că mi-era ocupat. Și să-ți spun că am făcut și eu pâine odată. Înțelegi? Să încerci, dar dacă... Să văd când am timp, cum pot să fac. Da. Și am făcut o listă câte surori și frați peste 65 de ani avem în biserică. Și... Dar nu te-ai gândit să le duci o pită? Să le dau telefon, să întreb ce fac, că unii nu reușeau, să nu știau să intre pe Zoom și să ne vedem WhatsApp cum și ne întâlneam noi cu biserica și să vorbesc cu ei. Și știi că cât timp poate să-ți mănânce asta? Când o soră te ia la telefon, vai, mi-ai făcut ziua mai frumoasă. Adică ai sunat numai că vrei să fii drăguță, să cotare și soara... Nu, ca să văd ce fac și dacă am nevoie... Și ea era drăguță. Da, dar ea era drăguță, dar cât ai zis? 5 minute? Eu am zis că o să vorbesc scurt, dar știi să alungi, să alungi. Păi soara, dacă nu sunat-o nimeni, ce bucurie ai făcut? De-abia o așteptat să fie sunat. Mi-am făcut listă pe zile ca să-mi împart, să le sun și să le sun din când în când, să nu uit vreuna nesunată. Vreau să zic că preocupări găsești tot timpul, dacă ești activ, depinde cum ești. Deci nu, nu mi-e frică, eu sper să mă pensionez în decembrie și nu mi-e frică că nu o să am ce să fac. Atâtea lucruri am de făcut, dar niciodată în viață n-am știut cum e să te plictisești. Deci întotdeauna mi-am găsit lucruri importante de făcut. Deci uite, cu asta mai liniștit, că tu îți vei da de lucru ție și nu-i dai lui Isai. Eventual împreună mai putem face unele lucruri. Da. Mult. Mi-a rămas o întrebare în minte de la început, când ai zis că depinde și cum spunem anumite lucruri, nu doar să le spunem. Citeam recent chestia aia cu un duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. La noi de lipsește. Nu, dar și la brușina acela. Deci, acum i-ai tăiat istoria, poate zicea ceva frumos sau așa, măcar în teorie. Vreau să zică, dar deci, astea de vără. Noi suntem dinamici. Nu suntem un duh blând și liniștit. Dar ne liniștim după ce suntem. Nu suntem. Dar acum ne cunoaștem. Așa. Deci de atâta timp, deci știu că și atunci el foarte exploziv. Și știu că și atunci, după ce explodează, după aceea se liniștește. Și atunci aștept un pic ca să ajung la faza de liniștire. Dar nu se poate liniști înainte de explozie, nu? Nu se poate, că așa îi curge în vechi. Și acum n-are rost la finalul vieții să te schimbi așa. Eu cred că nu sunt chiar așa de explozivă ca și el. Adică așa crezi, sunt sigură. No, acum ai ajuns, e sigur că nu ești ca el. Să spun de ce, pentru că ieri am stat de vorbă cu un colaborator de-al nostru și mi-a spus că Mihai, fiul nostru, nu e așa de aprig ca și Isai. Și asta m-a făcut pe mine să mă simt foarte bine, că seamănă pe mine. Că Mihai mai seamănă un pic și cu mine și de-aia nu e chiar așa de exploziv ca și Isai. Asta bun, ar mai fi o variantă, asta dar este. Mă tem să o zic. Ne controlăm, dacă ne eu aș fi colaborator cu voi, mm-hmm.
și știu că tu explodezi un pic mai tare, cumva să fiu atât de drăguț să spun că eu discut cu tine și cu fiul tău, că voi nu explodați așa de tare. Nu, nu este varianta aceasta. Deci, nu, se, se exclude. Se exclude, da. Deci se exclude, am înțeles. Noi suntem cu exploziile. Și... Nu, asta e adevărul acum, chiar. Am eu ale mele, dar exploziile lui Sai. I-am lucrat numai cu oameni. De când am terminat la facultatea, tot timpul am condus oameni și se adună, exact colaboratorul cu care zicea, care și el tot așa are firmă privată din 90, a fost maestru. Nu mai pot. Deci, efectiv, nu știm cum să ne liniștim. Deci, condiția umană care e acum e fantastică. Deci, un dezinteres total, parcă vorbești cu cineva și treci așa pe lângă ureche, dar... E fantastic. Față de ce? Tot obișnuit să lucrăm noi înainte. Ceva s-a întâmplat cu toată societatea. Dar întrebarea mea, numai la tineri sau la toți? La toți. Toți oamenii. Și cei în vârstă. Deci e fantastic. Ai impresia că vorbești de atâtea ori cu oameni drogați. Deci lucruri mărunte. Parcă nu te-a auzit. Omul care a lucrat ani de zile. Deci e ceva... Nu înțeleg fenomenul, nu înțeleg ce se întâmplă, dar asta este. Bun, dar teoretic și practic, oamenii pe care îi descrii în societate, unii vin în biserică și unii vor veni în biserică. Da, da. Și tot așa vin? Sau ei schimbă butonul când vin la biserică? Sunt oameni liniștiți, calculați? Caracterul unui om se schimbă, dar nu se schimbă dintr-o dată, chiar dacă a venit în biserică. Mai sunt lucruri care rămân, sau felul de a fi, temperament, care se corectează, se controlează. Da, da, asta este. Spuneai la început că ați lucrat cu tinerii. Ați încercat să faceți vreodată comparație între tinerii de atunci și tinerii de astăzi? Nu neapărat. Noi încă avem spirit tânăr. Se vede, da. Eu sunt surprins că încă gândim tinerește. Deși avem vârsta asta și încurajăm și îi susținem și pe tineri și acum. Și avem prieteni tineri. Din biserică tot ne sunt prieteni. Cred că e corect să spun toți. Tot. Da. Chiar mai ales. Ea comunică, știe tot despre ei cu fiecare tineri. Nu-ți scapă nimic. Nu-i vina ta. Îi sună, îi cheamă, știe ce l-a luat la examen. Știe ce l-a luat la examen, ce-a făcut, cum a făcut. Și știm de când s-a născut, de prietenii părinților și am rămas prieteni cu copiii și așa. Deci ăsta e felul de a fi. Da, eu o zic numai ca să vezi că știu și eu. Știi cât de important e lucrul ăsta. E foarte important. Eu foarte îți caută primirile. Obișnuiam o vreme... Mă împlinește asta. Adică... Obișnuiam o vreme să nu scape pe niciunul în biserică, la ieșire sau la intrare, să mă duc să îi pun mâna pe cap și să îi spun o binecuvântare sau să-l pun pe frunte. Mă căutau să întâlnească cu mine. Deci atât de important, atât de important este să știm ce așteaptă, ce e în sufletul lor. Deci foarte mulți cred că tânjesc după prietenie, după relație și poate că mulți nu primesc asta în casă loc de la părinților. Deci noi bătrânii nu suntem respinși prin definiție. Nu. Trebuie să știi să-i spui un cuvânt frumos, să-l încurajezi, să-i spui că e valoros, că e important, că ce face el, ce... Nu neapărat să-i găsești buba, că foarte ușor cei mai vârstă de obicei găsesc o problemă, cum se îmbracă, cum se poartă, cum că n-a venit, că n-a văzut, că n-a stat bine. Dacă ești și nu ne-am ajuns bătrâni. Bun, dar acum noi nu suntem chiar departe unul de altul și acum frământarea mea a omului pocăit, nu? Tu zici să-l încurajez, să-i spun ceva bun, de eu vreau să fiu și onest. Onest, da, bine, categoric. Neapărat. Așa bine, și... Bine, cum nu-i spun bun, dacă la rău, bun pot și la găsi cu ceva bun în ei. Da. Dăm niște exemple. Un tânăr care vine la biserică, dar nu e perfect. Ce pot găsi bun în el? Niciunul nu e perfect. Nici eu, da. Dar, nici eu nu sunt perfect. Dar au atâtea calități. Faptul că vine la biserică este primul lucru bun. Așteptam să văd dacă încep cu asta. Bă, ăsta vine la biserică, asta nu se duce la capăt. Asta înseamnă că are o relație cu Dumnezeu. Asta e
primul lucru bun, asta trebuie exploatat. Dar nu contează nivelul la care îl caută pe domn, putea să nu fie acolo. Dar bineînțeles, să... dar va crește de la nivelul ăla. Omul care îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu știe că este căutat și el se va descoperi. Corect, deci faptul că vine la biserică chiar ar trebui ideea, eu am spus-o de mai multe ori, no, că îmi permit și eu să spun că cum nu-mi poate lua nimeni boii de la bicicletă, eu mă bucur nu doar de Hristos când mă duc la biserică. Păi unde e Hristos? Că nu-l vezi, mă, în frații tăi, dacă nu-l vezi, în frații tăi, unde-l vezi? Dacă voi m-ați chema, auzi, vii la Baia Mare să ai părtășie cu Hristos, să spune nu. De ce? Hristos e acolo cu mine. Deci dacă veniți și voi, voi nu sunteți la Arad sau în altă parte. Dacă e numai Hristos, lasă, mă duc eu cu Hristos în Vârtemunte, nu trebuie să vin eu până la Baia Mare să fiu eu cu Hristos. Deci prezența oricui, și a bătrânului, și a tânărului, și a copilului, e primul lucru care trebuie apreciat. Altceva. Calitățile pe care le au. Adică deci ce calități au? Avem tineri atât de deștepți în bisericile noastre. Serios? Da. Seamănă pe părinți? Da, dar cred că au dezvoltat ceea ce au primit de la părinți. Seamănă, dar duc mai departe. Le admir mintea, deci intelectul. Chiar pot să facă lucruri minunate. Totul este să pornești sau să... Dar și când fac câte o șmecherie din asta ingenioasă, nu-ți dai seama că totuși îi fuge mintea. Da, și aia i-ai plăcut. Noi l-am trecut copiii noștri. După ce când s-am căsătorit, au început să ne spună câte șmecherii au făcut, pe care nu le știam. E, șmecherii. E, lasă că... Chiar, noi ce povestim, știi? Da. Interesant. Lor interesante. Și chiar se poate discuta pe marginea lor și poți învăța pe marginea unor șmecherii de ale lor. Și poți să-i pornești și îți spun ei ce-i de învățat de acolo. Și îți spun ei ce am învățat. Chestia e să poți să și îi asculți. Adică să taci și să-i asculți ce spun ei. Și să înțelegi ce spun ei. La vouă ușor să tăceți. Mă refer vouă femeilor. Că nouă predicatorilor nu. Eu da, eu pot să tac și să ascult pe celălalt, să înțeleg ce spune. Și eu tac, tac până la o vreme, nu se vede și asta, adică tac, tac, acum, până la o vreme, până când ți se dă ocazia să spui ceea ce crezi tu. Dar când spui ceea ce crezi, trebuie să o spui cu respect pentru cel căruia îi spui. Adică eu să am respect pentru o fată de 16 ani? Da, bineînțeles. Dar de ce? Cel mai mare respect este puiul de om, este ce are omul mai scump în lumea asta și este copil de Dumnezeu. Că așa vorbește de parcă ar fi fata ei, știi? Da, da, așa mă uit la ei. Oricare. Deci au lucrat 7-9 ani cu o grupă de adolescenți din biserică. Cu minți de tot, da. Deosebiți. Sincer, deosebiți. Deci, ce discuții am putut avea cu copiii ăia, pentru că erau până în clasa 12-a. Veneau din clasa 7-a până în clasa 12-a, nu plecau de la grupă. Nu plecau. Nu vreau să plece la tineret, că ar fi trebuit să plece la tineret. Nu vreau să plece, mergeau și alții la tineret. Dar veneam și la grupa de adolescenți. Bun, dar le mai dădeai dar, pizza, ceva, ce da, nu conta asta. Nu? Asta nu conta. Nu era pe vremea. Dar eram prietenă cu fiecare dintre ei. Țin minte, erau mămici de-a băieților care veneau la ea. Spune-le tu la Nicu că pe tine te ascultă. Eu deja mai spun, el nu ascultă. Da. La un Nicu, care a zis pastor. Nu mai dăm detalii, că atunci... Aș fi deodată cu ei, de parcă aș fi chiar prietena lor. Și, dar eu puteam să filtrez ceea ce îmi spuneau și eu puteam să modelez acolo. Chiar puteam să fac asta, dar nu știu cum. Dumnezeu ne-a dat puterea asta, că nu o făceam foarte conștient. Bineînțeles că... Și nu neapărat regizat, nu? Nu, dar eu eram sinceră. Mă jucam cu ei, citeam cu ei, ne rugam, organizam, făceam baia mare cu castanele, ne trebuia și nouă castania de adolescenților. De ce numai tinerilor și adolescenților? Și da, drepturile voastre, sigur. Mi-au umplut casa cu baloane cu gaz. Că baloanele umplute cu gaz metan stau sus pe tavan, se ridică. Și mi-au umplut casa cu... Stăteam cu geamul deschisă, nu se întâmplă ceva. Deci chiar intram în jocul lor. Și nu ți-a zis acolo... niciodată cineva mai serios că dai prea mult în mintea lor? Nu
știu, nu am reținut asta. A, nu mă, dacă mi-a zis cineva, nu. Deci și voi aveți o chestie asta selectivă. Nu, nu. Însă, până în ziua de astăzi, eu sunt prietenă cu acești oameni. Acum, cei mai mari au aproape 40 de ani. Cei mai mari au aproape 40 de ani. Și eu încă sunt prietenă cu ei. Adică prietenă așa, că suntem pe WhatsApp, că îmi trimit poze cu copiilor, că îmi spun evenimentele din... Și sunt răspândiți cam prin toată lumea, și în America, și sunt răspândiți. Și în Londra. Și... Deci încă mai poți fi în grupul lor? Adică suntem. A. Noi suntem încă. Și ești convins că... Ești convins că atunci s-au pus căsătoriile. S-a întâmplat un eveniment, a murit una dintre fetele din adolescente și am fost la mormântare la Baia Mare și erau destul de mulți din grupul nostru de adolescenți. Stai seama că s-o întins pe niște ani și erau destul de mulți și un singur cuvânt am spus, nu vreți, evenimentul era trist, da? Dar nu vreți să facem o poză împreună? Într-un minut s-au strâns toți, avem poza făcută împreună. Grupul nostru de adolescenți. Bun, și așa, din experiența voastră, chestiile astea ar mai funcționa și astăzi sau nu se poate? Funcționează. Cred că trebuie să fie oameni care chiar se iubească oameni. Și cred că asta e una din marea problemă a lucrării pastorale. Trebuie să ajungă la mine, da. Așa, că să nu fim Manuel la mijloc, să fiți și voi. Da, trag mai deci, un păstor chiar trebuie să iubească oameni. Și nu e ușor, Nu toată lumea poate iubi oameni. Să iubești oameni înseamnă un dar de la Dumnezeu, cred că. Când iubești oameni, ei simt lucrurile astea și se strâng ciorchine lângă tine și poți să le influențezi viața. Am văzut păstori care iubesc oameni și au crescut pe lângă ei oameni. Tineri care au prins curaj, au prins aripi și au mers în direcția respectivă în viață, îndrumată de ei. Și am văzut și oameni reci, pe lângă care nu crește nimeni. Adică nu reușește să transmită, nu știu, entuziasmul ăla. Diferență. Am văzut chiar între... și, că termin, am văzut că până nici chiar copiilor lor n-a reușit să transmită. Noi avem doi băieți. Noi suntem constructori, sunt inginer constructor. Pe amândoi copii am dat la muzică. Eu am făcut muzică, școală generală de muzică. Amândoi am cântat la pian, așa, arte. Dar amândoi s-au orientat spre aceeași carieră pe care am eu. Fără să le obligăm. Ei construiesc pe muzică. Unul inginer constructor, da. unul arhitect. Deci unul chiar cântă. E și cântă, dar amândoi. Ce vreau să spun este că copiii chiar ne copiază. Dacă faci ceva cu drag, dacă faci ceva cu pasiune, transmiți. Nu poți să înveți, poți să transmiți numai, știu, viața. Țin minte, băiatul cel mai mare termina liceul și în ultimul an de liceu lucram la o casă, chiar aproape de casa noastră, cum venea de la școală, intra pe acolo, să văd cum fac, ce fac, cum amenajez. Și dintr-o dată zis, eu dau la construcții. Cunoștea toți muncitorii. Mi știa pe știa nume, pe tot despre ei. Și muncitorii pe ea. Deci, eu am dat exemplu meseriei mele, dar cred că în fiecare meserie, dacă o faci cu drag, și acum se întâmplă asta, dacă copiii văd acasă, nu te poți ascunde de ei. Dacă tu ești un medic care îi iubești și faci și te bucuri de profesia pe care o faci, așa, copilul va veni după tine. Sau că nu știu de ce va veni, numai pentru că câștigi bani, nu cred. Cred că va vedea că tu acolo ai pus pasiune, te-o împlinit, ți-o adus satisfacție, cred că mai multe vede, știi? Da, și cred că și în lucrarea asta cu tinerii, cu biserica, mai mult, mai sunt oameni care fac asta. Da, eu am rămas în dreptul meu, că da. Eu știu, mă interesează, să zic așa. Și mă gândeam, tu ai spus că să iubesc cu oamenii. Acum e clar că toți trebuie să-L iubim pe Hristos, da? Dar ar putea fi o diferență între a iubi lucrarea și a iubi oamenii? Categoric. Adică poți să iubești profesia respectivă, dacă așa. O putem numi profesie de păstor, da. Sau chemare de păstor, dar
și să o faci pentru a te împlini ca și așa să ieși cât mai, așa, să faci lucrurile cât mai corect, mai bine, sau să o faci pur și simplu de dragul oamenilor. Mă refer iubindu-L pe Hristos, asta te motivează să iubești oamenii. Eu cred că sunt oameni care chiar iubesc oamenii și fără să iubească pe Hristos. Dar când se adună cele două împreună și motivația vine și din punct de vedere spiritual, cred că se face o lucrare faină. Să știi că nu sunt chiar supărat pe tine, să spun de ce. Că eu mi-am dat seama, pe mine Domnul trebuie să mă lămurească anumite lucruri. Eu sunt mai încăpățânat așa la să mă lămurească, dar Domnul are metodele Lui de a mă lămuri. Mai greu câteodată, dar El are răbdare cu mine. Și eu, poate dacă cineva la un moment dat în viață mi-ar fi spus că eu țin mai mult la predică decât la oamenii care mă ascultă predica, m-aș fi simțit jignit. Dar am ajuns eu la concluzia asta. Băi, ce iubesc cu mai mult, oamenii sau predica? Și hai să vă dau și o chestie simplă de unde m-am gândit. Dacă eu îmi pregătesc o predică cu 5 puncte, să zic, am eu de să vă spun 5 lucruri, și mi-am dat seama că voi rezistați numai la 3. Și v-am spus 3 lucruri în 15-20 minute cât ar fi și am zis, bă, eu am făcut o chestie faină până aici. Dacă mă duc mai departe cu încă alea două, care de altfel sunt foarte importante, nu? Eu vă pierd pe voi, pe nu știu unde, poate stric și ce. Și a zis, eu sunt în stare să renunț la 2 puncte pentru ăia. Aici a fost testul pentru mine. Iubești mai mult mesajul. Să-ți împlinești ce ai propus tu. Da, adică, domne, am muncit, m-am rugat, am cu tare, sau... Contează ce se întâmplă. Da, sau să spun, bă, din astea 2 puncte, dar ei nici nu știu că le-am pe hârtie. Poate că Domnul, vezi, asta e o chestie, poate că Domnul mi-a dat pe alea 2 pentru mine, sau să mă încerce, nu mai știu. Sau din alea 2 să fac încheierea, știi, și în 3 minute să fie. Da, e o chestie interesantă. E o frământare, sunt ispite. Știi ce aș vrea să te întreb? Cum convingem pe alții să facă atunci ce cu voi? Să fie aproape de tineri, să se investească, să... Sunt mai multe feluri prin care ne putem convinge. Uite, deci eu sunt mama de băieți. Îți pare rău sau nu? Rău? Să-mi pare rău? Adică nu ți-ai dorit și o fată? Mi-am dorit, dar nu înseamnă că îmi pare rău că sunt mama de băieți. Bine, am pus o întrebare, am greșit, da, soacra cu două nurori, da. Nu. Deci, dar ce era diferit dacă aveai o fată? Băieții mei sunt... Împreună cu Iisus e cel mai important lucru pe care îl am eu pe lumea asta. Păi, acum ai... Dumnezeu mi-a dăruit și mă simt responsabilă pentru ei. Și acum? Da, și acum. Sper că n-au... Da, se bucură nevestele lor. Că... Nu înseamnă că mă amestec în familia lor. Mă, te simți responsabil. Dar sunt mama lor, îi aduc în rugăciune înaintea Domnului. În fiecare zi, chiar spuneam, n-am avut nicio zi în viața mea în care să nu fiu conștientă. Deci n-am fost în comă sau bolnavă să nu știu de mine. Și atunci copiii mei n-au nicio zi din viața lor în care mama lor să nu se fi rugat pentru ei. Dacă mă prindeai într-o zi când eram mai răutăcios, ziceam copiii voștri, dar nu, acum să fie atât. Da, suntem noștri, dar vorbeam în calitatea mea de mamă. Oricum se vede că s-ai noștri, nu se vede pe ei. Chiar asta vreau să subliniez, că m-ai întrebat cum se poate face să-i lămurești și pe ei. Deci, față de copiii noștri, fizici. Ce repede aprins-o. Față de ei, nu, de obicei spun copiii noștri. Eu știu, dar acum trebuie să fiu și eu un pic răutăcios. Nu, dar că eu îți explic. De pe poziția mea de mamă și am spus că eu n-am avut nicio zi în care și de aceea am spus copiii mei, sunt copii pentru care mama lor s-a rugat în fiecare zi a vieții lor. Și asta cumva în subconștientul tău sau în conștient îți dă dreptul să le mai zici câte ori? Nu, dar nu, da, a fi alături și responsabilă de copii nu înseamnă că trebuie să îi dojenesc sau să-i cert sau sunt bărbați acum. Dar pot să mă rog pentru ei și... Posibil, eu cred că poți și să-i sfătuiești, de ce nu? Și să-i sfătuiesc, dar un sfat bun, că doar... Nu trebuie să mă amestec în familia lor și nu fac asta. Chiar nu fac asta, nu mă amestec în deciziile lor, le
spun, le răspund la ceea ce au de întrebat, le sugerez eventual ceva, dar asta... Decizia finală le aparține. La atâta rămân. Cum putem să le transmitem? Copiilor noștri nici le-am transmis pur și simplu. Au copiat cumva. Știu, îmi aduc aminte de faze în viața noastră când copiii au zis: nu o să fac așa, eu nu o să fac așa. Pentru că vorbeam mult. Și erau siguri că nu vor n-o face să așa. Fac așa. Numai pentru că ați făcut. Da. Și acum, în ultimii ani, când ei sunt adulți și au familie și așa, numai și ei singuri își dau seama că fac exact cum au făcut tata și mama. Poate un pic mai amplificat. Da, da. Poate un pic mai devreme ca vârstă. Dar nu le spui, te arăt, nu le spui. N-am spus nimic, am tăcut. Nu mai zâmbesc. Fiul nostru mai mare, noi întotdeauna am fost foarte implicați în biserică și... Dar voi și să mai lăsați acolo, haideți să... Și bine, bine, și cu voi, și voi, și... Dar acum... Când îl văd că se scoală și merge de la biserică, începe la 10, dar el la 8 deja este la biserică. Nu i-am spus nimic, dar... Dar cât de greu... Aleluia! Dar cât de greu te abții totul să nu-i zici odată? Nu, dar de ce? Nu știu, nu mă abțin. Eu mai mișc, eu mai mușc limba câteodată. Nu sunt chiar așa de... Mă pot să mă abțin, mă abțin. Dar mă bucur. Dar mă bucur pentru asta. Când îl văd că merge în lucrarea Domnului și acolo își găsește plăcerea și că este preocupat și are lucru acolo, și asumă și ia decizii și se implică și pasă. Că asta e una din mare probleme în biserici. Foarte puțină lume și asumă că biserica nu e numai unul care conduce, ci toată lumea. Suntem toți, da, și fiecare în trupul lui Hristos are rolul. Și a treia generație este după el. Copiii, adică noi suntem prima, adică a patra, că și bunicul, noi, așa, a patra generație, cel mic are 9 ani, dar și el are grijile lui acolo, are de făcut. Ca să dau un exemplu, stăteam la masă cu bunicii, părinții ei, care sunt 85 de ani, noi, copiii Mihai și cu nepoței. Și după ce am terminat de mâncat, am început să povestim pe acolo ceva și se vorbea despre muzica care se cântă la biserică, la care merge băiatul nostru, Biserica Speranța, și nepoțelul era mai departe acolo, Marc, și bunicii, părinții ei, care de 80 de ani, și tu zici că nu le place muzica aia, că e prea zgomotoasă. Acum eu nu înțeleg că la bătrân, ești așa zic că n-au avut tot, eu dacă e mai zgomotoasă, auzi mai bine. Ăla micuț de pe foto, de acolo, bunicu! Aia e biserica mea! De ce vorbești de rău de biserica mea? Nu o să le tâmbești. Nu o să le tâmbești. La 8 ani, la 9 ani, se spune, asta e biserica mea. E diferent ce apăra el la biserica aia. Dar el a înțeles că era ceva pe care el iubea. La vârsta aia. Dacă ai reușit să pui în mintea copilului tău, dacă ai reușit să pui în mintea nepoților tăi lucruri de felul ăsta, e fantastic. Și asta se poate numai dacă tu iubești. Copilul se uită la tine, dacă tata iubește biserica, și el iubește biserica, dacă tata iubește pe mama, și el iubește mama. Dacă tata iubește fotbalul, păi și el un fotbalist. Dacă tata iubește televizorul, și el unul în fața televizorului. Despre asta cred că e vorba. Asta, în felul ăsta se transmite mai departe generațiilor care vin. Trăiește tu, intens, bucură-te, exprimă-te, discută, frământă problemele care le ai chiar în fața copiilor și vor fi generația care preia și va fi în stare să frământe, să se bucure, să se entuziasmeze de lucrurile mai departe. Chiar era o discuție să nu spunem nimic copiilor, să nu știe nimeni din problemele care sunt într-o biserică. Eu aveam mereu altă idee. Dar cine va conduce biserica după ce nu mai suntem noi? Dar și dacă când suntem noi, adică trebuie să murim. Ea spune cum se rezolvă corect o problemă, cum se rezolvă corect cealaltă problemă. Că problemele sunt, vor veni și peste ei și dacă nu va ști, va fi ca și un om. Am terminat Institutul Teologic, nimeni nu mi-a spus nimic despre cum se administrează biserica. Așa mi-a spus un păstor. Nu mi-a spus nimic câte probleme sunt. Noroc că am venit sau noroc să spun, nu-i noroc. Uite că am învățat în anii ăștia cu ce se confruntă. Poate în casa lui, părinții, nu au fost credincioși, nu au fost mama sau așa. Și eu niciodată nu am văzut
câte probleme sunt, că sunt probleme, sunt probleme într-o biserică. Poate că unii trebuie să trăia și să știe să rezolve problemele, să fie oameni implicați. Eu cred că asta, în felul să trădite cel mai mult, nu poți învăța pe oameni, fie așa, fie așa, fie așa. Bă, nu așa e răspunsul, dar să văd așa, dacă totuși v-a trecut, că tare multe v-a trecut prin cap, nu v-ați gândit niciodată cât timp ați investit voi în biserica și în lucrarea lui Dumnezeu, dacă îl investeați în altă parte, ce făceați și ce aveați? Nu, invers. Cum adică invers? Adică puteam investi și mai mult. În lucrarea lui Dumnezeu și... În lucrarea, mă refer vis-a-vis de oameni. Da, da. Da, puteam investi și mai mult. Nu ne pare rău pentru niciun minut petrecut cu frați, cu oameni, cu vorbind despre Dumnezeu sau transmițând ceea ce... Mai am o întrebare, că eu sunt curios de ce mele. Acum se vede că voi vorbiți cu pasiune și cu toate așa și cu lacrimi în ochi, nu știu dacă au prins camerele, dar eu mai văd așa câteodată, vă stăpâniți voi bine. Ați putea vorbi așa frumos și de o casă sau de o canapea sau, eu știu, de un pian? Să, frate, Iuba, dar mi-am cumpărat un pian care... Ai putea vorbi tot așa de... Adică spun, băiatul cel mai mic e arhitect în viață și mai vine pe acasă. Socrii lui și avem casă nouă lângă Viena, unde era pe acolo și sunt din ăștia perfecționiști români, mutați în Austria. Noi n-avem casă, ceva e făcut. Totul e la mine, totul e perfect. Da. A noastră casă, noi n-am mai făcut renovare în casă de 10-15 ani. No, dacă vine el, nevasta, și mai vine el, dar când facem o schimbare, când facem? Nu facem o modificare. Nu. Mai contează acum. Vrei să faci tu? Hai, fă-o, cum vrei tu? Deci există vreme că nu te entuziasmezi de lucrurile astea. Nu te entuziasmezi de lucrurile astea. Da, e ok să fie comod, să fie plăcut, să fie ce trebuie. Ne-am avut o casă în care intram musafiri aproape în fiecare duminică. Aproape în fiecare duminică am avut musafiri. Și, asta ți-a plăcut sau a fost așa? E o plăcere. E o plăcere. Amândoi. Și le făceai fițele la toți sau cum? Când primești măsuri, care era regulă? Cât știam, am avut tine, da, cât puteam. Am amenajat podul casei, am făcut o încăpere mare de vreo 7-8 metri pe 4 metri și mi-au dormit acolo și 10 tineri când au venit corurile, nu știu unde dorm. Eu trebuia să-i convinc pe celălalt din biserică să primească acasă, dar eu le spuneam, eu am 10. Câți ei? Ce putem convinge? Dacă începi așa, nu. Deci am văzut și eu că asta... în momentul în care trimit un mesaj și spun așa, am auzit de chestia cu tare, eu am făcut asta, tu ce faci? Da. Altfel se pune problema. Da, întotdeauna am putut convinge să cazez 50, 60, 70, 80 de oameni imediat. Dacă la tine... Nu, poate că nu poți în toate asta... domeniile sau... eu am ajuns la concluzia, asta e părerea mea, că nu contează, hai să luăm o chestie financiară, că e cea mai simplă, da? Dacă mesajul la voi ajunge așa, am auzit de lucrarea asta, cred în ea, eu atât am putut 50 de lei. Eu cred că voi mă și cunoașteți cu tare, nu știu ce, știți dacă asta a fost pentru mine sau așa, dacă nu. Dar eu cred că deja transmite un mesaj. El în principiu, nu e prima dată și apoi cheamă pe alții. Orice, fă tu primul și apoi. Înseamnă că poate fi ceva serios. Deci, ce să spunem? Noi am avut și avem o grămadă de prieteni care au stat în casa noastră, de la studenți care au avut din Moldova. Ne sunt prieteni, au rămas prieteni, ne trimis pozele copiilor. Au stat un an de zile, domnișoare, orfană. 4 surori pocăite prin case de copii, ne-a rămas prietenă, am și convins să se căsătorească. Atâtea am vorbit despre familie și frumusețea familiei. Prima dată am văzut și ce înseamnă familie, crescut într-o casă de copii, a stat cu o generație de bunici, părinți, noi eram părinții, frați și nepoți. Părinții s-au mutat un an apoi și noi s-a căsătorit. Deci ce ați făcut voi și felul în care ați făcut are de a face cu o moștenire primită de la ei. Și de la părinți, da? De la părinți. Da. Pentru că asta au făcut și părinții mei în veci, deschideau casa la oricine veneam. Și cred că am trezit mai departe și am vrut să trezit mai departe și copilul noștri. Adică la mine în casă a trebuit să se simte bine oricine a venit, să se simtă bine primit. Avem prieteni de la Arad, l-am luat... A primit repartiție în Baia Mare,
pe post de jurist, așa, și a venit la biserică la noi, într-o joi seara. Cine ești? Cum ești? Am zis să-l întrebăm. Mai tânăr decât noi. Și... Păi, am venit aici, o să lucrez aici, în Baia Mare. Dar unde locuiești tu? Unde stai? Cum stai? Păi, într-o garsonieră, lângă combinat. Știam imediat ce înseamnă garsonieră, lângă combinat. Păi, hai să vedem. Păi ce? Ai ce? Unde mănânci? Ce faci? Cum? L-am pus în mașină, am mers până la el în garsonieră și în seara aceea l-am luat cu toate calabalucurile și l-am mutat la noi acasă. Și a stat câte luni? Vreo 9 luni de zile, a stat în casă la noi. Ca noi avem băieți, băieții am putut lua, fete n-am putut să luăm numai după ce băieții ne s-au însărat și am luat-o pe fata la Chișinău. Deci e o satisfacție fantastică să ai prieteni peste tot și am și uitat pe mulți la care, cu care am creat relații și am luat. Tu le-ai regizat astea, le-ai făcut nu, ca apoi vei avea prieteni? Nu, toate sunt automate. Automate. Cum adică? Păi nu știu, pot să mă gândesc eu acum, pot să mă gândesc așa, aud istoria voastră, îmi place că văd doar părțile frumoase care le spuneți voi, nu? Alea 9 luni de zile le-ai spus așa ușor și la mine vor trece 9 luni de zile și atunci o să mă duc cu chestia asta, dacă mă implic, voi face așa, după asta voi avea prieteni și eu peste nu știu unde. Nu, nu te gândești așa. Nu? Dacă gândești așa, nu-i chem în veaș la tine acasă. Nu? Nu poți să faci asta dacă pornești de la așa ceva. Și nici nu poți să rămâi prieten dacă pornești cu astfel de gânduri. Vine tot din dragostea față de oameni. Băiatul ăsta era tânăr, da? Mai tânăr decât noi, mult. Terminase facultatea și a fost repartizat în Baia Mare. L-am văzut la biserică, eu am doi băieți, m-am gândit. Se duc și ai mei, studenți, nu știu unde. Mie nu mi-a picat bine o mică să-i întrebe, dar ce faci, cum ești, ai ce mânca, ai cum ce te îmbrăca, cum ești tu? Păi ce-ți complici așa viața? Cum? Nu știu. Ne-am complicat o mereu. Trebuia să spuneam că am fost aglomerați tot timpul. Nu ne-am plictisit niciodată. Da, dar așa e faină, cred eu. Adevărul este că asta vine de la Dumnezeu, vine prin oameni și putem să îmbunătățim și noi, pentru că după asta o primă experiență aduce a doua experiență, aduce satisfacție. Și asta este ce încercăm să vă spunem noi. Acum nu suntem noi bătrâni, dar noi suntem mai bătrâni ca cei tineri, da? Asta vrem să vă spunem, că viața cu Dumnezeu chiar este frumoasă, este palpitantă, adică cu Dumnezeu, dacă vrei să investești în ceva, nu te plictisești, Dumnezeu îți dă binecuvântări. Și aici, în viața aceasta, și sigur că apoi urmează veșnicia, unde îl lăsăm pe Dumnezeu să le așeze pe toate, dar eu cred că la unele lucruri nici nu trebuie să aștepți veșnicia. Atâta bucurie și satisfacție îți dă Dumnezeu aici, că veșnicia o să fie bonus, nu trebuie neapărat să ne plăcem. Dacă te obișnuiești să slujești aici, vei sluji și acolo. Tot cu bucurie. Nu-mi chiudea acolo. Se poate sluji cu bucurie. Oh, da. Da, da, da. Bun, chiar este o chestie care mi-a rămas mie în minte cu ani în urmă. Asta nu înseamnă că pot face așa tot timpul. Dumnezeu îi spune lui Israel, pentru că n-ai slujit cu bucurie, în Canaan, te voi duce în robie. Păi în robie tot să-l slujească, o dus. Nu mai e mare diferență să slujești bucurie, da, într-o bucurie. A fost o bucurie pentru noi să ne primiți încă o dată în casele voastre. Noi încă sperăm că după fiecare emisiune mai înălțați un gând lui Dumnezeu pentru noi. De data aceasta și pentru familia Sabău. Să vă țină Domnul. Ce ați vrea să se roage? Să vă țină sănătate, entuziasm. Ne-a binecuvântat Domnul cu sănătate. Sperăm să mai avem și în continuare și sănătate. Dar spiritul acesta, eu știu... Să ne țină lângă el. Activ și lângă el și să ne fim de folos. Da, și să contaminați și pe alții. Să... A, dacă am putea cât pe cât mai da, mulți. Da, da, da. Cu cei bine de la noi. Cu cei bine, da, cu cei bine. Acum nu sunteți voi familia chiar perfectă. Am eu multe întrebări, dar n-am reușit să le pun că zboară. După emisiunile le pui. După emisiunile, eu spun că după aia atunci ar trebui filmat. După aia atunci se spun lucrurile mari. Da, încă o dată vă mulțumim frumos, rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu și vă rog din suflet nu uitați, când primim binecuvântare și o primim, să facem parte și altora. Sursa este inepuizabilă și nu contează cum se schimbă generațiile. Dumnezeu rămâne același, bucuria Lui rămâne aceeași, pacea Lui rămâne aceeași. Nu aveți o relație serioasă cu Domnul, investiți în ea mai mult, cât mai degrabă, să,
Să știți că puteți vorbi și voi cu bucurie, cu pasiune despre Dumnezeul vostru, Dumnezeul de astăzi, Dumnezeul de aproape, Dumnezeul care vede, ascultă, Dumnezeul cu care poți să plângi, cu care poți să te bucuri, care te călăuzește să faci ceva sau te oprește să nu faci ceva, pentru că avem și idei care nu merită puse în practică sau nu merită puse în practică acum. Sunteți binecuvântați, binecuvântați și pe alții și mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Unele nu le înțelegeți astăzi, nu-i nicio problemă, nici noi nu le înțelegem. Așteptăm ziua de mâine dacă vine, poate vom înțelege atunci. Și dacă nu înțelegem niciodată, n-am pierdut nimic dacă îl cunoaștem pe el și înțelegem măcar puțin din iubirea lui.